Bună ziua, dragii mei, sunt Oradela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Vărsător. Etalare pentru iulie 2020 sau iulie-august, cum vreți voi. 9, 10, iulie, nu, nu e 10, e 9, da? Iulie până pe 9 august. În mod special a vrut să se arate sensibilitate. Deveniți din ce în ce mai sensibili. Și unii dintre voi trebuie să faceți niște schimbări în acord cu această transformare a voastră. Deveniți foarte sensibili la mediul înconjurător unii dintre voi. Poate că ar trebui să vorbiți cu un profesor spiritual care să vă învețe să vă mai întăriți protecția pentru unii, sau această sensibilitate vă pregătește eventual pe unii dintre voi pentru această posibilitate de a manifesta o poziție de ghidaj spiritual pentru alții, tocmai pentru că simțiți, preluați, da? Așa cum și în tarot se fac analizări, channeling-uri, da? Ideea este că sunteți oricum, că poate nu o să face toți, cine știe ce chestii spirituale, oricum sunteți sensibili și tocmai pentru că sunteți sensibili, ar trebui să mergeți la un profesor spiritual să vă explice în ce constă această sensibilitate a voastră, pentru că poate să difere de la vărsător la vărsător. La capătul setului de cărți aveți susținere. Și aveți iar scriere și studiu, tot a apărut pe la mai multe zodii această necesitate de a studia, de a scrie, de a scrie afirmațiile pe care, mai ales la lună nouă, că tot e lună nouă, să scrieți ce vă doriți sau cum vreți să vă transformați sau această sensibilitate, ce să vă aducă ca și calități, aveți de studiat iar cum să vă construiți o nouă schimbare în carieră, eventual folosiți exprimări artistice sau căutați iată un profesor care se exprimă, profesor apare de două ori, profesor care se exprimă creativ. Dacă voi vreți să fiți profesori, fiți creativi și încercați să vă folosiți sensibilitatea pe care o aveți, în așa fel încât să aduceți și o doză de spiritualitate în ceea ce predați, pentru că poate nu o să fiți toți profesori spirituali, poate sunteți profesori de matematică sau de română și încercați să abordați lucrurile și într-un mod creativ, dar și într-un mod spiritual, pentru că sunt alte vremuri. Pentru cine o fi? Oricum, sensibilitatea este subiectul, sau nu neapărat subiectul, un aspect foarte important acum în iulie, poate și datorită lunii noi în rac. Această lună în rac să vă stimuleze sau să vă dezvolte sensibilitatea. A vrut în mod special să se arate turnul, tipic pentru vărsători și pentru scorpioni. O energie foarte bruscă, distrugătoare, dar și revelatoare alături de soare, trăsnetul și soarele, opoziția dintre vărsător și leu. Dar nu vorbesc musai de opoziții planetare. Ideea este că este o revelație în legătură cu niște realizări pe care le puteți avea, cu felul în care vă puteți iubi pe voi, vă puteți bucura de reușitele voastre și puteți rămâne spiritual, pentru că nouă este spiritual, da? Și să comunicați cu, apropo de sensibilitate, să comunicați cu spiritele înalte. Eventual, există un semn la uliu, întotdeauna mă duce cu gândul la aer și reapare elementul aer într-o formă sau alta. Da, sunteți și voi vărsători, dar poate mai e un alt personaj marcat de elementul aer. Că sunteți voi, că e altcineva, puteți să fiți voi. Aici regele de spade a apărut după această serie de cărți. Regele de spade puteți să fiți voi, pentru că sunteți elemente fixe, dar sunteți voi într-o nouă postură, sensibil, într-adevăr, mai ales că ați trecut și voi prin niște chinuri, niște răni, niște transformări intense care v-au accentuat această sensibilitate, dar vă folosiți acum această rațiunea pe care o aveți de obicei, da? Rațiunea și alte calități mentale pe care le aveți, înțelepciunea pe care ați căpătat-o, o folosiți. Poate, sper,
într-un alt fel, mai sensibile, pentru că vărsătorii pot să fie foarte bruști. Aș vrea să-mi confirme, poate Ervin ascultă, poate nu ascultă, poate ascultă altcineva, dar vărsătorii pot să fie foarte brutali și foarte incisivi. Și atunci sensibilitatea asta este o carte care vă atrage atenția că e bine să vă folosiți și alte calități. Da, aveți nevoie să fiți sinceri, să avem nevoie, că și eu am planete o grămadă pe aici, avem nevoie să fim sinceri, dar trebuie să ne păstrăm și sensibilitatea și față de oameni, da, și față de noi, da, să nu o negăm. Și aici este înțelepciunea, de fapt. Spada este invers, înțelepciunea, vorbim mai puțin și simțim, suntem sensibili. Sensibili, uitați, e o chestiune la nivel mental. Simțim gândurile altora negative sau energia care ne poate inspira turnul și soarele, da? Și care ne poate aduce într-o postură de succes. Zic la plural, cam ce v-am zis, eu mă consider vărsător mai mult decât pești, pentru că am multiple planete și aspecte în vărsător. Și cu Uranus. Așadar, dragii mei, dacă sunteți singure, doamnelor, posibil într-un mod trăsnet să vină cineva care să vă aducă soarele în viața voastră. Soarele acesta poate să fie o bucurie cu copii, o întâlnire cu niște copii. Apropo de profesorat, poate sunteți profesor și aveți grijă de niște copii. Un copil va aduce o bucurie într-o formă sau alta. Sunt multe variante, da? Sunt multe variante. Dar ce e interesant, după aceste trei cărți a apărut 10 de spade și regele de spade. Această bucurie, acest trăsnet, acest eveniment neașteptat, e un eveniment neașteptat, de eu îl văd extrem de pozitiv, că nouă de, și care aduce un soi de iubire sau de stimă față de voi. Într-o altă formă, poate a spune nu că eu m-am iubit până acum, că m-a respectat, dar poate este o altă formă, pentru că sunt multe forme, multe unghiuri, numai aici în trei plan 3D sunt nu știu câte perspective, dacă ar fi să analizăm și din alte planuri 5-6D, ne-am pierde în atâtea perspective. Ideea e că sunt tot timpul alte nuanțe și în dragoste și în spiritualitate și în felul în care comunicăm sau ne păstrăm valorile, da? Oricum, dacă ați trecut prin agonie, dacă ați trecut prin boală, rămâneți sensibili la durerile celorlalți și capabili să-i coordonați, să-i ghidați, să îi vindecați. La capătul setului de cărți ce avem? Ce aveți? 4 de monede. Interesant. Asul de bâte și cavalerul de bâte. Probabil așa simt, cineva ține foarte mult la voi și ține și la această pasiune pe care o simte pentru voi, dar în spate există o tăcere, există o fugă, există niște jocuri mentale. Cineva încerca să fugă și totuși dragostea a rămas, pasiunea mai degrabă, pasiune, deși eu am văzut și Regina de Cupe, interesant. Pasiunea a rămas. A vrut să iasă dragoste. Asta pentru că 9 de monede este marcat de Venus. Venus în fecioară. Interesant. Venus, cineva cu Venus în fecioară? Poate. Cineva cu Venus în fecioară? Să vină la voi, studiați planetele. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nod, Nord, în Vărsător, iulie 2021. Da, cineva clar vrea să vină spre voi. Să creeze o colaborare. Central. 7 de bâte. Vă protejați inima și e bine, tocmai pentru că sunteți sensibili cu apropo, da, vedeți care legătură am zis să învățați să mai descoperiți niște tehnici de protecție de la un profesor spiritual. Poate nu le știți pe toate, poate fiecare profesor sau în fiecare religie, interesant, în fiecare religie, fiecare are un anume tip de protecție. Poate că tocmai că sunteți atât de sensibili, ar trebui să aveți mai multe tipuri de protecție. Asta înseamnă e cartea granițelor personale. Păziți-vă inima, chiar dacă inima trebuie să simtă,
Da, știți bine că inima are neuroni, aici e o conexiune la nivel mental. Dar interesant că vine mesajul și pe inimă, acolo iar sunt niște neuroni, știți bine. Păziți-vă sufletul, dar rămâneți cu inima deschisă. Ia uite, provocarea este moartea, transformarea. A apărut 10 de spade, dar transformarea aceasta voastră să nu către un nou eu, către o nouă personalitate. Da? Trebuie făcută într-un anume ritm, dar hai să mai vedem totuși. În trecutul îndepărtat 10 de monede. Poate să fie și o familie, poate să fie, eu știu, neamul, genealogia voastră, neamul în care v-ați născut, poate să fie un job. Este o relație de lungă durată cu profil material în mod special, nevoia de stabilitate. În ultima vreme au apărut îndrăgostiți, a trebuit să alegeți între această familie și altceva, poate și, no și transformarea prin care unii ați trecut, urmează să treceți totuși, e Saturn, e Jupiter, da? Sunt doi profesori în casa voastră, cu fi a 12-a, cu fi a 1-a, depinde unde aveți soarele, da? Sunteți în plină transformare cu acești profesori, da? Și trebuie să alegeți. Da, poate că unii v-ați îndrăgostit și asta vă face și mai sensibil la gândurile persoanei la care vă gândiți și vă sensibilizează și faptul că lăsați în urmă totuși ceva, o construcție. Turnul ăla. Deci aici este construcția. Interesant, vedeți? Aici este turnul pe care l-am văzut mai devreme că se dărâmă, da? Asta este construcția care se dărâmă. Sistemul în care unii dintre voi v-ați obișnuit, mai ales dacă aveți planete în Pământ, în semnul de Pământ și sunteți mai conservatori. Sunt și vărsători conservatori. Da, asta e. Nu, din păcate, face parte din peisaj. În continuare, în viitorul îndepărtat aveți 8 de cupe. În continuare, trebuie să vă transformați alt 8, iar turnul reprezintă pentru mine vărsător și scorpion sau scorpion, da? Că sunt singurele două zodii care sunt brutale și explozive, într-un fel sau altul. Sau au parte foarte mult de zdruncinători în viață. Nu zic că nu ar avea și alte zodii, dar dacă au din cauza acestor două, vărsător și scorpion. În viitor, nevoia de a vă detașa de ceva făcut mai sensibil de durerile pe care le-am văzut 10 de spade, da? Și de a merge către 9, 8 merge către 9, 9 de monede l-am văzut. Sunt reușite în plan material, dar trebuie să aveți reușite și în plan emoțional. Acolo trebuie să marcați reușita în mod special. Interesant că oarecum seamănă, da, culorile, această țesătură de stele cu țesătura aceasta de nuclee, de molecule, de energii. Acolo trebuie să mai lucrați un pic la sensibilitatea voastră, cum vă vedeți pe voi, cum vă simțiți. Oh, interesant, regele de spade reapare. Poate să fie un alt semn. Poate să fie pentru unii cineva cu marcaj în zodia Geminilor, dar nu obligatoriu marcaj, că poate să fie ascendent sau, eu știu, Venus sau eu știu ce. Dar în prezent trebuie să fiți logici, dar să vă păstrați sensibilitatea, protecția, să vă protejați. Sunteți protectori cu sufletul vostru. Da. Sfatul este... O, regina de cupe. Am zis să rămâne sensibil, da? Exact ce am zis mai devreme, rămâne sensibil și logic. O logică blândă. Pentru unii, poate că trebuie să vă deschideți sufletul către 8 și cu 1, 9, da? Dragoste, o nouă dragoste și dragoste față de voi sau o altă formă de dragoste față de voi, o altă formă. Imediat o să clarific. Oho. Exterior, vă influențează acest împărat, cel care sau cel cea care a încercat să vă... Eu cred că acest împărat are legătură cu 10 de monede, relația de lungă durată, că e job, că e familie pe care v-ați creat-o voi. E un personaj care încearcă să vă controleze, care v-a produs această transformare. E un profesor, într-un fel sau altul, nu e spiritual, dar, deși poate le apare la
clarificări că ar fi spiritual, dar deocamdată n-aș crede musai. Dar este declanșatorul transformării voastre, 10 de spade, moartea, da? Aici este. De ce vă este teamă de 5 de monede? Problemele financiare, tuturor în general ne teamă, dar poate vă este teamă că aici sunteți prea sensibili și oarecum dezamăgiți. Nu știți dacă veți face această schimbare către spiritualitate unii dintre voi, că aici este biserica, spiritualitatea, da? Dacă apare, eu știu, renunțarea la o construcție de un anume fel, relații profesionale, familiare, de care or fi, de la 10, cum a fost pe vremuri în trecut, ajungeți la un 5, da? Probleme de cuplu sau însingurare sau tăcere și nu vă e teamă, încercați să evitați într-un fel sau altul turnul acela. Ce vă doriți? 4 de spade. 4 de spade, vă doriți să vă puneți mintea în ordine. Eventual să vă explorați, pentru că e o analiză, vă explorați sensibilitatea, cum am zis mai devreme, în ce sens? În sensul că vă conectați la îngerii voștri protectori. Aici este temperanța într-o formă sau alta. Vă conectați la Arhanghelul Mihail care vă dă forță, da? Rafael care vă vindecă și vă ghidează cum să vă folosiți sensibilitatea, rănile, da? Rănile care v-au. Vi le-au produs alții, cum le puteți folosi într-o nouă direcție care aduce adevăr și împlinire. Regele de spade, dar. Aha, interesant. Ce reușiți să face justiția? Justiția, 5 de cupe, 3 de cupe. Și regele de cupe. Wow! Poate nu veți face voi justiția. Justiția aceasta poate o face altcineva sau o face. Nu, altcineva, o face în mod special divinitatea într-o formă sau alta. Poate că este o. Măi. Unde? Am aici, am strâns eu mai multe pene pentru, vreau să fac o lucrare cu pene. De-aia sunt acolo. Într-un fel sau altul, reușiți să vă echilibrați. Asta reușiți să faceți până la sfârșitul lunii, poate chiar până spre. Până pe la sfârșitul lunii, începeți să vă echilibrați. Și să, dacă la un moment dat, vedeți, aveți 8 de cupe, vă eliberați. Vă eliberați lacrimi. O, ce frumos, da? Asta înseamnă eliberarea. Deci, uitați ce frumos, da? Le și văd, da? Vă eliberați de lacrimi și mergeți către nouă. De fapt, nouă mi-apare sub forma lui 3. Mergeți către bucurii, către momente frumoase cu prietenii. Vă eliberați, da? Vă eliberați și începeți să vă vindecați. Poate apare totuși cineva cu marcaj în scorpion. Marcaj puternic în scorpion care vă vindecă, vă ajută să vă iubiți altfel, pentru că vă și regina de cupe și 8 de cupe. Poate la cuspida între balanță și scorpion, cineva care are acolo planete, iar poate să varieze, dar lăsați în urmă, asta e echilibru. Se echilibrează balanța. Și lăsați în urmă lacrimile ca să manifestați bucurie și eventual dragoste. Și aici a fost momentul. O să le pun la loc. Da. Aici a fost momentul de alegere. Alegeți trecutul sau alegeți viitorul în acești îndrăgostiți. Da, evident că poate să fie o stare de atracție sau nu stare de atracție, vreau să zic de euforie, dar nu știu de ce am vrut să zic euforie. Poate atracție pentru cineva. La capătul, dar uite că apare euforia, 9 de cupe și cu 1, 10. Este o relație karmică.
sau mai bine zis predestinată, nu neapărat karmică. E o relație predestinată care vă schimbă, vă schimbă universul și vă schimbă. Și aia sunteți sensibili. Sunteți sensibili la această schimbare și voi trebuie să lucrați în acest sens. Pentru că 9 și cu 1, 10. Există un personaj care, da, sunteți ghidați către acest personaj. Regina de cupe, 8 de cupe, care ca și voi lasă ceva în urmă, ceva neplăcut și vine. Vine cu multă speranță. Vine cu multă speranță să creați o colaborare. Ia uite, este și multă pasiune și dorința de a comunica, de a manifesta speranțe. Uite, cavalerul de bâte și cavalerul de spade. Și nu mă mai opresc la zodii, pentru că poate să fie oricine, da? Și eu pot să fiu cavalerul de bâte dacă vreau. Ia uite, asul de bâte, da? Oricine poate fi. Există cineva cu multă pasiune care și-a tot ținut în frâu pasiunea, da? A stat să se decidă. Poate că a fost o distanță între voi și acum vrea să vină. Iute, iute ca gândul și ca vântul, da? Și să creeze colaborarea. De o colaborare între pasiune și emoții. Și de aia trebuie să voi. Trebuie să lucrați un pic cu sensibilitatea voastră, să o integrați. În ce sens? Să o integrați, da? Să o integrați. Acum, vedem, ia uite, unde am pus, vărsătorul a fost destul de trist, dar trebuie să, ia uite, faetonul și steaua, dar trebuie să învețe să renască și să meargă către destinul său. Evident că destinul vărsătorului e variabil. Hai să vedem. Clarificăm 7 de băte. Posibil, dragii mei, pentru că e semn de foc și aici apare împăratul în poziție exterioară, posibil pentru unii să fie cineva cu marcaj puternic într-un semn de foc, dar un marcaj care e terorizant într-un fel sau altul, dominator. Simt că trebuie să vă protejați unii dintre voi de acest personaj. Și apoi provocarea este Regina de cupe, Scorpionul, 8 de cupe. Aici este. Și de-aia trebuie să fiți mai sensibili și să vă prelucrați, pentru că vine cineva la fel de sensibil sau și mai sensibil și ca să fiți în echilibru, îndrăgostiți și justiția și voi trebuie să lucrați la aceste calități, pentru că, pe care toți le avem, da? Să lucrați la aceste calități ale voastre, pentru că aceste calități eventual au fost poate un pic abrutizate, să zic, în relație cu cei care au încercat să vă domine, care v-au produs rând, da? Știți cum e, că încercăm să fim durți, ne punem protecții, da? Să ne anulăm sensibilitatea în anumite relații. Eu sunt convinsă că înțelegeți, dar nu trebuie să mai caut alte tipuri de exprimare. Și cu alți oameni putem să fim mai aceste, putem să fim vulnerabili cu alți oameni. Regele de spade poate să fie vulnerabil sau regină sau ce sunteți voi. Doamne, domnișoare și domni, da? Puteți să fiți vulnerabili în preajma anumitor persoane. Dar cu alții va trebui să aveți protecțiile bine puse la punct. Hai să clarificăm 7 de băte central. 7 de băte central. Opa, extraordinar. Am zis că trebuie să vă protejați de un semn de foc pentru unii, posibil, da? Pe de altă parte, protejați-vă o pasiune pe care o simțiți față de cineva. Ia uite, pasiune și dragoste care vă creează conflicte. Și trebuie să o protejați de cei care v-au rănit, trebuie să o protejați de. Da? Pentru că această dragoste creează sensibilitate, această pasiune creează sensibilitate și atunci dacă este frumoasă, vreți să crească în siguranță că această floare, trebuie să o protejați, să o înconjurați, da? De ce este necesar ca să poată să crească în continuare. Clarificăm. Da? Uitați, puteți voi îndepărtare. Voi, stresându-vă, suferind, consumându-vă. Da, conflicte. Deci, două variante, da? Pe de-o parte e o nouă tentație, nu neapărat tentație, pasiune pentru cineva, este o atracție. Și, ce mai aveți? Mai vine un alt mesaj. Dacă aveți niște idei creative, că am vorbit de creativitate, da? Am vorbit de faptul că puteți să fiți
profesor spiritual creativ sau profesor neapărat spiritual creativ sau să vă exprimați și prin tehnici creative. Dacă aveți o idee mai originală, tipic pentru vărsători, da, ideile originale, protejați-le ca să nu fie furate. Asta vă zic din experiență. Da, protejați-vă ideile. Clarificăm moartea pentru vărsători. Provocarea aceasta ce este moartea. Bine, am văzut 10 de spade, clar că este și o încheiere. Aici este o nouă pasiune. Dar această nouă pasiune vine după o tăcere absolut devoratoare sau pe de altă parte, am zis, lăsați o relație în urmă, 10 de monede și nu trebuie să fie musai semn de pământ și apare un nou potențial. Am văzut și asul de cupe mai devreme, acum apare asul de bâte. Da. Înțelegeți-vă lecția. Dacă ați încheiat această relație, dacă ați trecut prin dureri, prin transformări, înțelegeți-vă lecția și fiți deschiși către dragoste, către, da, regina de cupe, către creativitate. Sunt cinci frunze, o chestie care ține de creativitate. Să vă reconstruiți turnul altfel. Da? Aici e un castel în zare, apropo de turni, prima oară acum când fac conexiunea cu ce am văzut mai devreme, e un castel în zare. Dar nu are doar un turn, are două, poate chiar trei, dar fiți creativi în noua voastră construcție. Analizați ce s-a întâmplat, învățați lucrurile și aplicați această lumină. Ia uite, aplicați-o, lumină și acolo și în flacără, aplicați-o în proiectul viitor, în viitor, în ceea ce faceți. Ceea ce urmează să creați de acum încolo. Cineva a fost imatur în trecut, poate într-o căsnicie, poate ați sperat voi la ei, ei la voi. Cineva a fost imatur și a fugit la un moment dat. Da. Cu atâția valeți, valetul de monede, valetul de spade. Na. Ia uite, magicianul, marea preoteasă, nebunul foarte imatur, așa văd personajul, care, într-adevăr, a sperat la voi, v-a visat și poate și voi ați sperat la acest personaj, poate chiar ați avut o relație, o căsnicie, 10 de cupe, 10 de monede, dar la un moment dat personajul, tocmai pentru că era imatur, a fugit. A fugit și a intervenit tăcerea, da? Exact, tăcerea și transformarea, pentru că în această fugă cineva s-a transformat sau s-a pus capăt acestei relații, da? Ei, și dacă s-a pus capăt, asta e, înțelegeți și mergeți cu încredere, ca să înseamnă înțelegeți situația și mergeți, înțelegeri Mercur, și mergeți cu încredere. Mergeți înseamnă acțiune, încredere. Exact, asul de bâte. Mergeți cu încredere într-o nouă direcție. Eventual, da, valetul de bâte, comunicați sau deschideți-vă către noi orizonturi și tăiați legătura cu personajul care... Eu așa simt. Pentru că nu de alta. Bine, puteți să faceți ce vreți, puteți să iertați, puteți să nu iertați, dar când cineva, depinde de câte ori v-a păcălit acest personaj, a fugit sau, eu știu, v-a hrănit iluziile, nu idealurile. Clarificăm îndrăgostiții. 8 de bât, de spade. V-ați blocat într-o poveste de dragoste la un moment dat în trecut. Ia uite, toxică. Toxică. Da.
Toxică. În ce sens? Pentru că nu, ce nu ați manifestat? Ia mai dăm, pentru că văd și emoții. Capricornul și, nu Capricornul, diavolul și asul de cupe și regele de cupe, dar trei de cupe. Dacă a fost un... Mai dăm o carte, 8 de spade. 8 de spade și îndrăgostiți. Ia uite, da? Cineva a fost imatur în exprimare, în manifestare. Poate a fost un alt semn de aer care, nu, efectiv, nu a știut ce să aleagă. Că văd aici gemeni, balanță, vărsător. Da? Dar nu e obligatoriu, repet, poate să fie oricine cu marcaj acolo, că altfel nu vă putea întâlni dacă nu avea marcaj, nu? În vărsător. Într-un fel sau altul. Și aici este, alegeți, ce alegeți? Poate în ultima vreme ați început, ați încercat, da? Tocmai pentru că sunteți sensibili, să alegeți între blocajul mental și eliberarea, da? Prin cuvântare, prin ceva, prin rostire, dar poate să fie incantarea acest valet de spade. Eu îl văd în multe feluri. Să faceți afirmații, că tot am văzut writing, da? Afirmații, să scrieți, da? Ca să vă eliberați. Da, cineva a jonglat clar. Cineva a jonglat clar din egoism. Egoism și maturitate și sexuală. Și a creat acest blocaj. Clarificăm regele de spade în prezent. Bine, pot să fie două personaje diferite. Trei, câte vreți voi. Ele să reapară pentru că sunt diferite întrebări aici. Uite, regele de spade. Regele de spade a fost clarificat de zero, de nebun, magician și marea preoteasă. Să sperăm, dacă acest personaj din trecut se maturizează, trece de la valet, la 8 de spade, la regele de spade și să nu fiți voi, este minunat. Dacă acest personaj din trecut se maturizează și vrea să o ia de la început și să manifeste, să cuvânteze cu voi ceva în secret, eventual conectat și la intuiția sa, la sensibilitatea voastră, ar fi minunat. Pe de altă parte, acest mesaj să-l exprimăm doar pentru voi. Dacă sunteți voi, sunteți doritori sau îndrumați să încercați o nouă direcție eventuală apropo de sensibilitate și spiritualitate, da? Spiritual teacher, sensibilitate. Sensibilitatea, în mod special, deși profesor spiritual mai degrabă poate fi marea preoteasă decât magicianul, dar marea preoteasă are și o excepțională sensibilitate, da? Intuiție. Și ca sfat aveți regina de cupe. Simțiți lucrurile altfel. Și aici este, vreți să manifestați o creștere spirituală unii dintre voi. Sau să manifestați ceva nou, 0 și 1 în secret, tocmai ca să vă protejați de gelozia cuiva, regina de băte, da? Și dorința de control a cuiva, da? Asta ar fi un sfat minunat, ar fi super înțelept. Da? Dacă vreți să o luați de la 0, să creați ceva, să manifestați ceva, 0-1, următorul pas ar fi să țineți o perioadă în secret, nu musai, vai, că mințiți, nu. Așa este sănătos, pentru că trebuie să vă protejați de cineva care v-a creat multe dureri, cineva gelos care încearcă să vă controleze și, dragii mei, of, acum întreb, cine poate să controleze un vărsător? Am zis, eu mă consider mai degrabă vărsător decât altă zodie, da? Și totuși, rămâne deschis mesajul și către, și despre faptul că cineva vrea să construiască. Cineva vrea să construiască altcineva cu marcaj în aer, da? Cărțile vă pot reprezenta și pe voi, pot să reprezinte și pe altcineva. De-aia sunt așa, spun mai multe mesaje. Cine s-a obișnuit cu bine, cu mine, bine, cine nu, asta e. E liber să facă ce vrea. Rămâneți deschiși și către posibilitatea ca un personaj să vrea să reconstruiască acest turn 3 de monede și turnul, da?
Pentru că simte în continuare, uite, și valetul de monede, da? Deci chiar vrea să construiască. Pentru că simte foarte multă dragoste, simte și bucurie, oh, și tristețe. 3 de cupe și 4 de cupe și regele de cupe. Simte. Și aici este. Aici este secretul lor. Pentru că își doresc să mă manifeste ceva deosebit cu voi. Să începeți un nou ciclu de arcane. Adică să vă creați dimensiunea voastră. Regina de cupe, sfaturi pentru vărsători. Pentru vărsători, regina de cupe, clarificăm sfaturi. Pe de o parte, vindecați-vă. Pe de o parte, mergeți către cei care vă alină. Iau regina de cupe și regina de monede. Păstrați-vă valoarea, sensibilitatea, apă și pământ. Exact. Oarecum să zicem? A, nu neapărat opusul vostru, nu. Mai dăm o carte. Ce e cu această regină de monede și regină de cupe? Pentru sfat. Regina de cupe și regina de monede. O, extraordinar! Regele de cupe. Păstrați-vă valoarea, păstrați-vă sensibilitatea, că există cineva care este potrivit pentru voi, că și vărsătorii pot să fie sensibili, există cineva care vă iubește profund sau cu care aveți o conexiune emoțională. Da? O conexiune emoțională, adică luna, conjunct lună sau lună, trigon, lună, chestiuni de genul ăsta, și care vă este potrivit și care vă vede, acest personaj vă vede ca și regina lor, soția lor, prietena de suflet și soția lor. Dacă aveți vreun cuplu, aveți prieteni, da, prieteni de suflet, haideți să mai vin și cu alte variante pentru că îmi vin aceste canalizări. Pentru că e un sfat, da? Dacă aveți un cuplu de prieteni, soț și soție, foarte sensibili, spirituali, aceștia vă pot oferi stabilitate în această perioadă, da? Regina de monede. Dar, păstrați și cealaltă variantă. Da, cineva vrea să vină, măi, să lase conflictele și să vină. Da. Posibil să fie același personaj de aici, dar și dacă nu e același personaj, ideea este să fiți iertători, înțelegători, cu sufletul deschis, chiar dacă aveți în trecut pe cineva, cel puțin o persoană, pentru că cine vine spre voi, perechea voastră, chiar vă vede valoarea. Chiar vine, vine cineva, uite, cavalerul de cupe. Lasă în spate spadele 5, da? Și vrea să cuvânteze 5 și cu 1, 6, iar 6 de spade. Clarificăm împăratul. Influențe exterioare, împăratul pentru vărsători. Asul de spade. Mai dăm o carte. Da. Mai. Vedeți? Acum lucrurile se complică sau se luminează, dar eu cred că toate mesajele spuse se aplică în viața unora. Personajele geloase din trecut oricum, de acelea trebuie să vă protejați pentru că sunteți sensibili și ați trecut prin 10 de spade, da? Și încă vă vindecați, încă sunteți în proces de vindecare unii dintre voi, pentru că apare și eremitul și 4 de spade și, da, și eremitul, moartea, da, sunteți în transformare și în vindecare. Și totuși, foarte interesant, am zis că poate să fie o tentație,
o pasiune pe care trebuie să o ține, să o protejați, să protejați, da? La regina de băte, vedeți, și șapte de băte. Nu neapărat tentație, nu, nu tentație e potrivit cuvântul. Nu, e o pasiune pentru cineva. E o pasiune, e o atracție către cineva. Și această atracție trebuie să o protejați și să o țineți și voi în secret, așa cum vor și ei, pentru că există invidioși, da? Am văzut cinci de spade, există multe motive pentru care trebuie să-ți protejezi iubirea. Da? Acum a reapărut, ca și clarificare, a reapărut, a apărut asul de spade. Acest personaj poate nu fi dominator, poate pur și simplu vrea să vă cucerească. Da? Vrea să vă cucerească, are o altă înțelegere, asul de spade asupra lucrurilor. Da? Înțelegerea apare și la magician și la marea preoteasă. Înțelege lucrurile și vrea să aibă victorie, pentru că a stat, a analizat. Vrea să înceapă ceva nou cu voi, pentru că și voi sunteți înțelepți. Și înțelepți, dar și sensibili. Aici este echilibru. Vedeți ce frumos este? Este, ce frumos e balanța. Măcar dar fi toate balanțele așa. Dar există și conexiune sufletească, da? Cele două cupe, două cupe, există și conexiune mentală, da? Gândiți la unison într-o anumite direcții. Acum, acest personaj vrea victorie. Ideea este că simte și multă pasiune pentru voi, multă atracție, magnetism, are și multă sensibilitate, nouă de cupe și speranță că poate să reconstruiască această relație, are această revelație. Hai să zicem că turnul și coasul de spade nu este musai, poate nu v-ați separat. Dacă v-ați separat, vrea să reconstruiască, cum am zis mai devreme, dar dacă nu v-ați separat, este ideea, trăsnet, asul de spade și turnul, da? Că voi, că ei trebuie să vină înspre voi, au de să lase în spate invidioșii, conflictele și să vină înspre voi, pentru că voi sunteți, cum am zis mai devreme, Regele de cupe, da? Dacă voi vă păstra sensibil, vă vede ca și perechea lor. Acum, că e alt personaj care vă vede perechea, împăratul și împărăteasa, regele și regina de cupe, știți? Poate e un alt personaj care vă vede perechea lor. Vedeți? Vedeți? Dar eu așa simt. Aveți doi ași până acum. Ia, mai dăm o carte pentru acest as de spade. Ce este acest as de spade? Alt semn de aer, nu? Asul de spade din poziția influențelor exterioare. Și am zis că fac o etalare mai scurtă. Da, uite. A plâns, au fost regrete, au fost poate alte situații între voi și acum acest personaj are înțelegerea asupra sufletelor, dar voi sunteți aici doi de cupe. Doi de cupe și vrea să schimbe energia, da? Lacrimile cu bucuria. Aici este schimbare, o întâlnire de destin între voi doi. Da? Sunteți regele, împăratul, împărăteasa lor. Da, simte multă pasiune, măi, simte, ia uite ce e aici. Și au fost dureri și din partea lor, din partea voastră. Clarifică în patru de spade pentru vărsători. Deci, a, ce își doresc ei, da, ce vă doriți voi, să fiți un pic mai raționali, că a apărut și regele de spade și patru de spade, da? Ia uite ce frumos. Meditați, în primul rând, meditați. Interesant ce aș vrea să-mi confirmați. Acum simt, n-am niciun motiv, poate, dar poate că am altele, sau am motive, sau nu am. Simt că unii dintre voi faceți meditație ca să vă atrageți acest personaj în viața voastră, să vă atrageți, eventual dacă a greșit, să vină, să-și ceară scuze și să vă bucurați de ceea ce puteți să creați. Sau, dacă nu a greșit cu nimic, să vină să-și exprime toate aceste emoții și sensibilități pe care și ei le au. Pe de altă parte, ce vă doriți? La ce mai meditați? Meditați la această deschidere sufletească pe care trebuie să o manifestați, această sensibilitate pe care trebuie să o păstrați și să o exprimați în continuare în
preajma prietenilor și poate și în public unii dintre voi, că avem profesor spiritual. Sper că m-ați înțeles, da? Dar. Da, vă aștept o bucurie, mai ales prin august. Între 3 și 19, bine, 19 august e cam la limită, dar între 3 și 19 august vă așteaptă o bucurie. Așteptați o, uite, sensibilitate. La 4 de spade suntem sensibili, dar e o sensibilitate ținută în frâu, educată spiritual. Educație spirituală, dacă, da, eu cred că nu înțelegeți ce, care e ideea, da? Ce vă doriți? Pentru cei care ați avut în preajmă totuși personajul acela dominator, vă doriți să aveți putere, sănătate, da? Să vă vindecați, să mergeți mai departe, da? În speranță, în încredere, să mergeți mai departe, să vă bucurați de viață. Să aveți această putere. Deși în spate v-ați luptat cu cineva foarte toxic, dominator, care n-a știut să aleagă, care a creat conflicte interne și externe și griji. Poate a fost și acasă, poate a fost căsnicie sau relație de suflet. Au fost niște lupte cu cineva. Și dacă este o poziție a vărsătorilor, vă zic sigur, din experiență, nu de alta. Leu vărsătorii, cred că este una dintre opoziții. Nu știu dacă... În general, opozițiile sunt conflictuale. Din punctul meu de vedere, eu mă feresc de opoziții. A, opoziții între soarele meu și soarele alte zodii, da? Dacă sunt opoziții soare, Venus sau altfel de opoziții. Dar întotdeauna opozițiile ne atrag foarte mult. Da, e ceva de vindecat. Este și de vindecat, dar vindecarea aceasta ne dă putere, da? Pentru că magnetismul ăsta creează adicții. Și ne învârtim în cerc, dar ideea este să rupem acest magnetism, această adicție și să creștem. Clarificăm 8 de cupe. 8 de cupe. În viitor. Poate că ei, da... Posibil să fie același personaj de aici, vedeți și voi. Același personaj, da? Care a plâns, că știe, a suferit, pentru că știe că și voi a suferit și vrea să schimbe energia, vrea să schimbe situația, să vină victorios și să vă cucerească, da? Aer, foc, apă, la nivel mental, emoțional și fizic, fizic în sensul de atracție sexuală, există o potrivire excepțională între voi. Și acest personaj, asul de spade, da? Asul de spade, patru de spade, e aici, da? Asul de spade. A avut nevoie de timp să se vindece. Și vi-l doriți. Dar nu zi musa că e semn de... că e vreun semn. Voi știți ce semn, oricine poate să fie aici, da? Vi doriți să se vindece, doriți ca ei să se vindece, doriți ca ei să-și pună în ordine gândurile și să vină cu niște scuze sau cu exprimarea, eu știu, a vulnerabilității, exprimarea pasiunii, da? Să vă bucurați de viață, să vă întâlniți și să vă, eu știu, transformați. Aha, interesant. Să vă transformați unul pe altul. Am vorbit de transformare la soare, dar știu eu din ce motiv. O transformare mai degrabă pe plan sexual. 8 de cupe. 8 de cupe, vă rog frumos. Sunt multe, a?
Aceste. Lăsați în urmă conflictele și voi și ei și toată lumea. Lăsați conflictele, argumentele, jocurile mentale. Lăsați confuziile, da? E lună plină aici și aici. Și construiți. Mergeți cu răbdare, da? Mergeți. Dacă v-ați obosit să mergeți pe jos cu băta, luați și un cal, da? Și pe lângă băta, faceți-vă timp să și creați ceva durabil. Da. Dacă aveți în spate o relație confuză care s-a dezvoltat foarte greu, dar a avut mai multe conflicte, lăsați-o în urmă și mergeți către 9 de cupe, către această bucurie, da? Soarele, 3 de cupe, ce am văzut mai devreme, da? Clarificăm justiția, te rog frumos, pentru vărsători. Ce înseamnă această justiție? Ca și rezultat final. Yes, yes, yes. Sper să fie vindecarea de karmă, pentru că justiția înseamnă karmă. Eliberarea ar fi super minunat. Eliberarea de karmă, pentru că sfatul arată două personaje care se iubesc profund. Exterior arată un personaj care vrea să vă cucerească, pentru că a înțeles niște lucruri. În dorința voastră există dorința de ce? Soarele, de lumină. Clarificăm justiția. 6 de spade de băte l-am văzut. Nu, pe acesta l-am văzut. Pe... Oh. Da, 6 de băte. Se echilibrează viața. Cineva vrea să vină și să ofere ce nu a oferit până acum. Da? Până acum a tăcut, dar a tăcut tocmai ca să decidă. A tăcut. Am văzut și eremitul la tăcere și 4 de spade la tăcere și 5 de monede la tăcere, da? Poate să fie acest personaj care a tăcut în lacrimi, dar acum vrea să schimbe vibrația. A tăcut. Dar acum a ales această dragoste, care este într-un fel sau altul adictivă. Asul de cupe și diavolul. Este adictivă. Dar, dragii mei, aici este puterea voastră. Nu doar a voastră, a vărsătorilor, dar și a perechii voastre și a oamenilor cu care aveți de-a face. Ori manifestați karma, adicția, fricile, obsesiile, ori manifestați eliberarea de karmă și atunci înseamnă dragoste necondiționată. Perechea divină, împăratul și împărăteasa, adevărul, da? Adevărul, soarele, depinde de noi. Da? Cum vorbim și cum manifestăm lucrurile, cum manifestăm, da? Aici magicianul. Această nouă cale. Poate să fie o nouă cale în relația voastră în care v-ați eliberat de karmă. Karma de ceilalți, karma pe care o aveți împreună, da? Și, pentru că eu personal nu-mi doresc să manifest karma în relația mea de dragoste, știți? Mare grijă. Da, acest personaj a fugit la un moment dat. Da, zic, mare grijă. Fiți în echilibru. Nu gândiți doar logic, ci păstrați-vă și sensibilitatea ca să simțiți. Dacă personajul vine în dragoste, în această dragoste, sau vă oferă o dragoste adictivă, nu știu cum, cât ar fi de minunată pasiunea, eu cred că aici este. Când doi oameni se iubesc, pot transforma această dragoste obsedantă în altceva, într-un cuplu sensibil și valoros. Dar depinde, depinde. Da? Poate că acest proces să dureze. Aici este. Întâlnim oameni față de care, înțelegeți, măi, întâlnim oameni față de care avem karmă. Da, simțim atracție, simțim că te simțim. Dar ideea este să ne eliberăm de karmă și să manifestăm dharma, binecuvântările, da? Să ne eliberăm de karmă, de lanțuri, de contractele pe care le-am semnat într-un fel sau altul, sau le-am spus, le-am verbalizat într-o altă viață, într-un alt moment, și să manifestăm vindecare și, într-adevăr, o dragoste profundă. Ia uite! Asul de cupe, regina de cupe, soarele,
Asul de spade. Da, dacă acest om vine în adevăr, este minunat. Vedeți și voi cine vine. Ideea este că încercați cât puteți, da? Să ieșiți din adicții, să-i ajutați și pe ei să iasă din adicții, pentru că dragostea adevărată e în afara obsesiilor. Asta aici vreau să zic, în afara obsesiilor, n-are ce să caute. Da? Poate la început să fie o dragoste obsedantă, dar cu răbdare, cu sensibilitate, prin creștere spirituală. Uite ce a curs ceara aici, pe această alegere. Interesant. O chestie de sexualitate, e o ceară portocalie, da? Pe această alegere. Și ce a trebuit să alegeți? Să cuvântați. Să cuvântați în... Ia uite, asul de spade într-o nouă direcție. Interesant. E ceară portocalie, sexualitatea asta, care trebuiește transformată. Pentru unii. Mai, eu zic că ați înțeles și am vorbit chiar, eu am zis că vorbesc jumătate de oră și că s-a făcut. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, pa!